Mă bucur tare mult să fiu în această seară în biserică, și specifică în biserică. Am mai fost cu aproximativ, cred că un an în urmă, în afara bisericii. A fost o nuntă, era în cort afară și m-am bucurat pentru prima dată să fiu aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am simțit, am ajuns puțin mai repede și am cerut lui Marius să dea voie să stau undeva într-un loc să mă pot conecta cu ce se întâmplă și am auzit repetiția. Și am știut că ceva e special aici în biserica asta. În momentul când am auzit repetiția, am simțit că e prezența Domnului aici în locul ăsta. Și mă bucur de lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ceea ce faceți și să știți că cel mai important lucru pe care puteți să-l aveți în mijlocul bisericii e Dumnezeu și prezența Lui. Când Dumnezeu este într-un loc prin prezența Duhului Sfânt, acolo se întâmplă lucruri. Când Dumnezeu nu mai este acolo, spunea tot seara un lucru foarte interesant. Și în biserica primară, dacă pleca Duhul Sfânt din biserica primară, 95% din biserica primară se prăbușa și mai funcționa 5%. Continuă el, zice, în bisericile din vremea noastră, dacă pleacă Duhul Sfânt dintr-un loc, 95% din biserică merge înainte, nici nu știe că s-a întâmplat ceva, abia 5% începe să se cutremure. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile noastre cu prezența Lui. Și prezența Lui să transforme viețile noastre din interior înspre exterior. Amin? Amin. Ce de fain subiectul din seara aceasta și mă rog ca Duhul Domnului să vorbească fiecăruia dintre noi și nu doar să vorbească, ci noi să fim gata și dispuși să ascultăm și să lăsăm ca Dumnezeu să restaureze ființele noastre. Amin? Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vă invit să deschidem Scriptura în Cartea Judecători, capitolul 6. O să citim o mare parte din acest capitol. Cartea Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor. Soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El i-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din țara robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a cărora țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Apoi a venit în cerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu?
Gedeon a zis, rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești, nu te depărta de aici până nu voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied, a făcut azim într-o efă de făină, a pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a pus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul Domnului a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama și l-a făcut așa. Și îngerul Domnului a atins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul a zis, fii pe pace, nu te teme că și nu vei muri. Gedeon a zis acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era al familiei Abiezer, în aceeași noapte. Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oameni din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate, dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului de deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul altul, cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat și-a făcut cercetări și li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui, oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-a fost dărâmat altarul. În ziua aceea a pus lui Gedeon numele Ierubal, apere-se Baal, căci au zis apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună și au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în Asher, în Zabulon și Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. Amin. Binecuvântăm numele Tău, al celui ce ești veșnic viu, al celui ce ești fără început și fără sfârșit. Și cerem ca prezența Ta să fie în locul acesta, Doamne. Cerem ca să lași cuvânt care să vină din prezența Ta, care să împlinească planurile Tale și să facă voia Ta. Vorbește, Te rugăm frumos, fiecăruia dintre noi. Și numele Tău, Tată drag, să fie înălțat și glorificat în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile. Probabil că ați fost în diverse zone ale țării sau poate ale lumii și ați văzut opere de artă. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înveți repede despre operele de artă este că în timp se întâmplă ceva cu ele. Se așterne un praf peste ele, se așterne timpul și timpul aduce cu el, aduce ceea ce se numește legea entropiei. Și legea entropiei ne învață că lucrurile se desfac pe timp ce trece, pe zi ce trece.
Și lucrul care e frumos, care e în regulă, mi-aduc aminte momentul în care ne-am mutat cu mai mulți ani zile într-un apartament nou și au venit niște prieteni buni de noștri, au intrat în casă și s-au uitat și mi-au spus: Adi, fă-ți o poză la tot ce e aici, că așa cum e acum, nu o să fie niciodată. Și m-am uitat la el și am zis: ce vrei să spui? Deci, Adi, orice ai încercat, oricât de tare ai încercat să-l curățești, oricât de tare ai încercat să îl menții, ca și atunci când este nou, nu va fi niciodată. Am uitat la el, am zâmbit, trebuia să-l cred că era un prieten cu mult mai multă experiență decât mine și m-am gândit că n-a fi niciodată ce povestește omul ăsta. Că am zis: nu știi tu cum se face la noi curățenie și nu știi tu cum îi... Numai că el știa ceva, că deși este lucrul nou și tu încerci să menții lucrul acela, încet, încet, lucrurile nu mai sunt ca și atunci când sunt noi, degeaba le tot curățești. Operele de artă, făcute chiar dacă au fost făcute de Michelangelo sau oricine altcineva, trece timpul și încet, încet, nu mai e ceea ce ar trebui să fie. Dar la un moment dat se face o comisie. Și comisia spune: este vremea să restaurăm. Aduc aminte că am văzut niște opere de artă prin Europa la un moment dat și arătau absolut fenomenal. Și ghidul a început să ne explice despre faptul că acea operă de artă a trecut printr-un proces care se numește restaurare. Dar știți ce a fost, ce pentru mine a fost fermecător? Este că în momentul când te uitai la opera aceea de artă care a fost restaurată, opera de artă restaurată, după părerea mea, arăta mai bine decât... Hai să nu-i spun decât chiar la început când a fost făcută, pentru că n-am văzut-o la început cum a fost făcută, dar cel puțin decât orice poză care a fost făcută. Și te uiți la ea și zici: wow, ce extraordinar arată! Pentru că cineva și-a luat timp ca să gândească procesul de restaurare, să treacă cu acea operă de artă prin procesul de restaurare, ca să aducă și să arate atât de frumos încât să-ți ia ochii. Acum aș vrea să știi ceva, aș vrea să știi că tu ești opera de artă a lui Dumnezeu. Și probabil te uiți la tine și la păcatele din viața ta și zici: Adi, putem să vorbim orice despre mine, dar nu că sunt o operă de artă. Și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le înțelegi despre tine, înainte ca să pornim în procesul de restaurare, este să înțelegi cine ești. Pentru că dacă nu-ți înțelegi identitatea, cea mai mare bătălie pe care diavolul o dă împotriva celor care sunt crescuți în bisericile noastre, este bătălia la identitate. Și aș vrea să știi că în lumea spirituală, primul lucru și cel mai mare lucru care contează este să-ți cunoști identitatea. Erau niște tipi care se ocupau cu scos demoni. Și le-au reușit treaba asta pentru că erau exorciști, așa știa toată lumea că sunt exorciști. Și mergeau dintr-o parte într alta și scoteau demoni. Și la un moment dat au dat peste un demon care era pe o altă poziție în ierarhie. Și au început să folosească terminologia pe care o foloseau de fiecare dată. În numele lui Iisus Hristos, pe care propovădește Pavel, vă poruncesc să ieșiți afară. Și aude Duhul din interior și zice: pe Pavel îl știu, pe Iisus îl cunosc, dar măi băieți, voi cine sunteți? Îmi spune Scriptura că în momentul acela s-a cam făcut liniște. Pentru că în lumea spirituală bătălia se dă la nivel de identitate. Și ei n-aveau identitate în lumea spirituală. Și ne spune Scriptura că Duhul i-a bătut atât de tare că au plecat dezbrăcați de acolo. Pentru că te duci la luptă și tu nu știi cine ești. Te duci în biserică și nu știi cine ești. Intri în bătăliile spirituale și nu știi cine ești. Ai aflat formule din biserică, știi ce spune Scriptura, folosești
arma, pentru că cuvântul Scripturii este o sabie cu două tăișori și folosești arma, ai învățat să folosești arma, dar la un moment dat ajungi în niște bătălii pe anumite nivele spirituale la care deja mai folosești arma, pentru că cel împotriva căruia folosești arma se uită la tine și spune da, zice, las că le știu eu pe astea, dar zice, tu cine ești? Dacă nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu și să spui, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată, înseamnă că avem o problemă. Dacă nu poți să te uiți la tine în oglindă, dacă ți-e greu să-ți privești fața în oglindă și să te uiți la tine, dacă nu poți să privești dincolo de tine, în adâncimile tale, dacă nu poți să spui că ești opera de artă a lui Dumnezeu, atunci să știi că s-ar putea să ai o problemă. Înainte ca să intri și să înceapă procesul de restaurare, tu trebuie să știi cine ești și care ți este identitatea. Care ți este identitatea? Cine ești tu? Cine ești în Hristos? Nu cine-i mama ta? Nu cine-i tatăl tău? Nu cine-i pastorul bisericii din care faci parte, nu cine-i biserica la care tu te duci. Noi ne legăm de astfel de identități. Știi, eu sunt al lui. Știi, eu mă duc la biserica cu tare. Știi, eu. Și în bătăliile spirituale de pe nivele înalte, prima întrebare care se pune, lasă tu formule, spune-mi cine ești. Cine ești? Și Hristos vrea să te cheme la ceva adânc. Și când lucrurile sunt mai adânci și mai mari, cu atât trebuie să știi cine ești tu în Hristos. Și cu cât descoperi mai mult cine ești în Hristos și care ți este identitatea, cu atât îți dai seama că ai nevoie să-ți clădești identitatea pe o temelie care nu se scutură, care nu se mișcă. Și temelia aceasta este Iisus Hristos. Identitatea noastră, dragii mei, nu se clădește pe niște discursuri motivaționale și știu că probabil ai ascultat astfel discursuri motivaționale. Ți se spune, ei, tu poți, tu ești, așa mai departe, și după ce ajungi acasă, în câteva ore, ești înapoi fărâmă, pentru că ți-ai clădit identitatea pe un discurs și nu pe o stâncă. Identitatea se clădește pe Iisus Hristos și când ai clădit-o pe Iisus Hristos, după aceea poți să construiești mai departe. Și în timp ce îți construiești identitatea pe Iisus Hristos, Hristos îngăduie să se întâmple cu noi câteva lucruri. Și unul dintre lucrurile care îngăduie Hristos să se întâmple este că încep să apară furtunile. Și aș vrea să-ți spun ceva și aș vrea să mă ascult cu atenție, să nu-ți pun niciodată întrebarea dacă vei trece prin furtuni în viață, ci întrebarea se pune când vei trece prin furtuni în viață. Le spune Scriptura că Dumnezeu întotdeauna își testează. Așa cum dacă v-ați duce să vă opereze cineva într-un spital și ar apărea un medic acolo și ți-ar spune, uite, înainte să te operezi, vreau să-ți dau un simplu anunț, să-ți fac, să știi, să nu avem discuții mâine. Zice, eu am făcut 12 ani de medicină, am făcut 6 ani facultate, am făcut 6 ani rezidențiatul. E o mică problemă. Zice, nu am dat niciun examen, dar zice, am fost 12 ani de medicină, am făcut fiecare curs împreună cu ceilalți, am făcut laboratoarele, am făcut seminariile, am tăiat și o cadavre cu ceilalți, am fost împreună, am făcut absolut tot ce trebuie făcut. Zice, acum, atâta lipsa examen, nu am dat examenele, dar zice că asta nu cred că e important, nu? Că important e că am fost și am acumulat informația. Am fost în sala de curs, am fost în laboratoare, am făcut tot ce trebuie. N-am dat examenul, asta nu cred că e important. Nu s-o nicio grijă, mâine zice, ești pe mâna mea și... Câți dintre voi v-ați lăsat operat de un astfel de om? Chiar niciunul? Unde vii credința? Știți care este problema? Că tu nu poți să validezi pe cineva decât în baza unui examen. Prezența în biserică, dragii mei, nu te validează cu absolut nimic. Furtunile care vin, examenele prin care Dumnezeu te trece, îți validează credința.
Și vin aceste examene ale credinței și vin frământări dintr-o parte și din cealaltă și câteodată sunt atât de dese și așa de mari valorile încât ai senzația că nu mai poți să respiri și am zis, Doamne, mai pune stabilă în jurul meu pentru că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Și în astfel de teste pe care le dăm de multe ori, pe această operă de artă pe care Hristos a creat-o și suntem fiecare dintre noi, încep să se așeze tot soiul de lucruri peste noi și timpul și atacurile și bătăliile și ciupiturile diavolului dintr-o parte și dintr-alta ne fac să nu mai fim ce am fost. Noi am vrea să fim toată viața noi și proaspeți și la un moment dat trec ani de zile și te uiți la tine și zici, ah, nu mai știu, parcă nu mai pot să înaintez, parcă ceva mă ține, parcă am niște pietre pe care le duc în spatele meu, parcă și unii ajung să nu mai pot dormi bine noaptea și alții se trezesc spre devreme dimineața și nu mai pot să doarmă și alții trec prin depresii și alții trec prin anxietăți și se întâmplă una și se întâmplă cealaltă sau alții au tot felul de gânduri și vin gândurile și te targetează și trage diavolul cu gânduri și începe să-și construiască în interiorul minții tale întărituri și însă acolo și zbătăriile care se dau. Și vine Hristos și zice, hei, vreau să te restaurez. Ești opera mea de artă. E vremea să te restaurez. Și vreau să știi că chiar dacă ai căzut și chiar dacă ești lovit dintr-o parte și într-alta, să știi că rămâi în continuare fiica cerului. Rămâi în continuare Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Chiar dacă pe opera lui de artă s-a așezat praful și s-au așezat problemele. Și ce face marele sculptor e că ne ia din când în când la mână și zice, e vremea să restaurăm. E vremea să refacem lucrurile. E vremea ca să punem opera din nou în valoare. Și unul dintre oamenii cu care a lucrat Dumnezeu să facă lucrul acesta a fost Gedeon, pentru că acolo în poporul lui, care continua să fie poporul lui, chiar dacă au ajuns să facă mizerii inimaginabile și Dumnezeu s-a supărat pe ei și Dumnezeu îngăduie una și alta, dar Dumnezeu avea acolo un popor și trebuie să-l treacă prin proces de restaurare. Și ascultați, dragii mei, ce ne spune Scriptura și haideți că să facem câțiva pași să vedem ce se întâmplă și cum restaurează Dumnezeu și cum ar trebui să ne lăsăm restaurați de Dumnezeu și ce trebuie să facem pentru asta. Ce copiii Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Sunt momente în viață în care nu faci ceea ce lui Dumnezeu îi place. Pentru că unul dintre darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat e să mă apropiu de oameni și să consiliez oameni. Am ajuns să consiliez sute și sute și sute de tineri. Și pentru mine e o bucurie lucrul acesta și onoare pe care mi-o face Domnul. Și am ajuns să descoper multe lucruri în viețile oamenilor. Și am ajuns să descoper lucrurile adânci și ajung oameni să vină să le spună că toată ne descoperă Domnul în timpul consilierii. Altădată se produce pur și simplu acea mărturisire. Și am văzut că atât de mult, diavolul încearcă să ne prindă și când ești tânăr, ești atacat din mai multe părți, nu ți este fundamentul foarte clar făcut și începi să te lași prins de o parte, să te lași prins în cealaltă. Și în momentul în care Dumnezeu îți transmite mesaj și spune, hei, nu-i bine ceea ce faci, pentru că Dumnezeu este atât de bun încât îți tot transmite și spune, hei, nu-i bine ce faci. Dumnezeu este un gentleman. Și asta e o foarte mare problemă pentru unii. Pentru că au crescut în case cu tați foarte puternici care bat cu pumnul în masă. Și ne spune psihologia că felul în care îl privim pe Dumnezeu de foarte multe ori are de-a face cu felul în care îl privim pe tatăl nostru. Și problemele legate de tatăl și cum s-a raportat tatăl la noi și ne-am raportat noi la tatăl în cadrul familiei se raportează la felul în care îl vedem pe Dumnezeu. Și dacă tatăl a fost un zbir acasă cu pumnul în masă, ai impresia și senzația că Dumnezeu este la fel, un zbir care dă cu pumnul în masă, care stă cu bota undeva pregătit și abia așteaptă să greșești. Și când ai greșit, ți-o încasezi. Și pentru mulți Dumnezeu îi așa și le frică de un astfel Dumnezeu și tot timpul cu pregătit să-și o încaseze de la Dumnezeu.
Și să ascund de Dumnezeu așa cum ne ascundem de Tatăl de pe pământ, să nu știe, să nu așa mai departe. Și este foarte greu să îl înțelegem pe Dumnezeu că Dumnezeu este un gentleman și este un tată bun. Problema cu Dumnezeu care este un gentleman este că foarte multă vreme Dumnezeu vorbește într-un susur blând. Cumva, când faci câte o prostie, te-ai aștepta pe baza experiențelor cu tata, te aștepți ca Dumnezeu să... Pentru că Dumnezeu nu așa, știe totul. Te aștepți ca să-ți primești una după cap și să nu mai știi de tine. Și te-ai trezit că ai făcut prostie, așa nu se întâmplă nimic. Și ai făcut păcatul respectiv și aștept să trăznească și te uși și ups, n-a trăznit. Și mai stai un pic în păcat și mai faci una și mai faci alta și aștept să se întâmple ceva și nu se întâmplă nimic și mă trezi și ha, poate Dumnezeu nu știe ce am făcut. Poate Dumnezeu nu mă vede ce fac eu pe telefon și ce aplicație mi-am instalat și nu știe cu cine. Nu o să vă spun ce se întâmplă acolo, că unii știți și îmi pare rău că știți. Și în momentele acelea, Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un tată bun și este un gentleman, vine și când vorbește, vorbește foarte, foarte ușor în prima fază. Și vine și spune și prima dată îți vorbește în Duhul tău și Duhul Sfânt care e acolo în tine începe să spune, spune, hei, nu-i bine, zice, închide-l, dezinstalează. Desfă-te de chestia aia, renunță la tipul ăla, renunță la fata aia, renunță la relația aia și spune acolo, îi un gând acolo și când e gândul ăla zici, cine știe ce-a fost gândul ăla? Și nu, mă aștept ca Dumnezeu când vorbește să urle tare Dumnezeu. Dumnezeu vorbește tainic. De cele mai multe ori Dumnezeu vorbește tainic, e un susur blând Dumnezeu, de cele mai multe ori. E acolo, e gândul acela pe care Duhul Sfânt îl așează, e în mintea ta, spune, nu fă chestia aia, te duci înainte. Și pentru că Dumnezeu te iubește prea mult și iubește opera de artă prea mult, zice, ok, nicio problemă, îți trimite pe cineva să spună, vezi că nu faci bine, tu nu asculti nici de persoana respectivă. Și auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți din predică și nici de aia n-ascult. Și la un moment dat există un moment în care Dumnezeu este obligat să schimbe foaia și a trebuit să schimbe foaia și cu poporul Israel și i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Și mâna lui Madian, și e interesant când vine în mâna celui prin care Dumnezeu lucrează în noi și apasă peste noi. Voi credeți că pandemia asta, Dumnezeu nu știe de ce se întâmplă? Voi credeți că n-a fost gândită treaba asta dincolo, dragii mei? Credeți că oamenii și Dumnezeu stă undeva și acum ai luat prin surprindere și face Dumnezeu vreun consiliu prin ce zic că ai de mine ce-o făcut ăștia, hai să vedem cum... Chiar credeți treaba asta? Citiți, dragii mei, întâi Petru. Petru care a fost scris într-o perioadă în care Nero a dat foc la Roma și a dat vina pe creștini pentru lucrul acesta și a început să-i omoare. Și Petru începe să scrie în contextul acela și în timp ce vorbește oamenilor din vremea respectivă despre suferințele prin care biserica trece pe nedrept, știți ce spune Petru? Prin Duhul Sfânt, știți ce spune? Că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și în momentul la care te șochezi, zici, Petru, stai o secundă, că noi tocmai suntem arși de vii și omorâți total nevinovați. Și Petru spune, știu, pentru că astea sunt metodele prin care Dumnezeu își curățește biserica. Și judecata stă să înceapă prima dată de la casa lui Dumnezeu și prima dată se întâmplă lucrurile în casa lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla după aceea cu ceilalți, e bine să zici măcar nu să te gândești ce va urma pentru ei. Dar noi suntem opera lui Dumnezeu. Și pentru că suntem opera lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să ne treacă prin procesele de curățire. Și zice, mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Și ca să scape de Madian, spune Scriptura, copiii lui Israel ce-au făcut? S-au dus la Domnul, nici poveste. Ca să scape de Madian, fugeau. În momentul acela, când trăiești în păcat și mâna lui Dumnezeu apasă și se întâmplă una și se întâmplă cealaltă și nu știi ce să faci și încerci să fugi în continuare și să te ascunzi în continuare. Numai că
Există un moment, și am să încerc să trec repede, că Israel ajunge atât de nenorocit încât și-a dat seama că singura lui soluție nu-i mai fuga, ci să plece înspre Dumnezeu. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și copiii lui Israel, când au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul ne spune Scriptura că a trimis copiilor lui Israel, foarte interesant, Dumnezeu a trimis un proroc. Nu l-a trimis pe Gedeon, nu a trimis îngeri din cer să-i salveze. Dumnezeu, prima dată, ceea ce face Dumnezeu este să-ți eticheteze lucrurile din viață. Și aș vrea să mă ascult cu atenție ceea ce spun, că tot procesul acesta al restaurării începe cu Duhul Sfânt, care începe să-ți eticheteze lucrurile din viață. O să vă dau exemple și din viața mea. Și unele s-au întâmplat mai recent și trecând în viață prin tot soiul de lucruri, v-am spus că se lipesc tot soiul de lucruri și trebuie să producă curățirea. Dacă se producă curățirea, trebuie să știi ce să curățești. Și câteodată ești ca și bolnavul acela care îl doare ceva și nu știe nimeni ce are. Te duci la medic, te scanează din cap până în picioare și spune medicul, îmi pare rău, nu, s-ar putea să ai nu știu ce. Îți dă medicamente, nu funcționează. Te duci la un alt medic, te scanează, îți faci teste de sânge, încerci într-un fel și într-altul, îți dă alte medicamente, nici la nu funcționează și tot te duci dintr-o parte și undeva am o problemă și nu știu care e problema. În procesul restaurării, unul dintre elementele esențiale este să lași ca Duhul Sfânt să-ți eticheteze problema pe care o ai în viață, ca să știi cu ce te lupți. Îmi spunea soția lunile trecute la un moment dat, zice, Adi, ceva nu-i în regulă cu tine. Și i-a dat Domnul niște daruri foarte faine soției și înăuntru meu i-am dat dreptate și știam că ceva nu-i în regulă, dar nu știam ce nu-i în regulă. Pentru că lucrurile toate păreau în regulă și prezența Domnului era acolo și conexiunea... Dar undeva ceva nu era în regulă, nu știam nici eu. Și am zis, Doamne, ce fain ar fi să știu unde e problema. Și într-o seară, Duhul Domnului, un singur cuvânt mi-a spus. Și a fost cuvântul care mi-a etichetat problema și a zis, asta e. Azi mi-a fost o bucurie pe mine în momentul acela, nu vă puteți imagina. Știi, ca și bolnavul ăla care în sfârșit și-o găsit medicul care să-i spună diagnosticul și să-i găsească problema. Azi, asta e. Am găsit în fața, e o bucurie în momentul acela când Dumnezeu te etichetează. Când înțelegi, îți accepti, zic, asta-i, Doamne, asta-i. Și știu împotriva ce trebuie să lupt și știu cu ce am de lucrat și știu cum trebuie să rezolv și știu, pentru că e etichetată corect problema. Dumnezeu, dragii mei, degeaba te duci la el și zici, scapă-mă, Doamne, de asta. Dumnezeu spune, eu te scap, problema e că tu te întorci înapoi în același loc. Eu îți rezolv problema, dar tu te întorci înapoi în aceeași chestie. Tu trebuie ca să fii restaurat. Restaurare înseamnă nu să scăpăm de cei, doar de cei care aduc praful peste tine. Restaurare înseamnă să curățim ceea ce deja este prins de viața ta. Și Dumnezeu a adus omul care să așeze eticheta. Un proroc al Domnului. O trimis pe prorocul Domnului în Israel și le-a spus în felul următor. V-am scos din Egipt, v-am scos din casa robiei, v-am scăpat de mâna egiptenilor, v-am scăpat din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră, v-am dat vouă țara lor și v-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat. Doamne, da, eu credeam că problema poporului este că se închină dumnezeilor străini. E ca și atunci când te uiți și nu înțelegi de ce te uiți la filmele alea. Și nu mă refer acum numai la filmele la XXX. Că pentru unii, dragii mei, nu doar problema nu-i să ajungă acolo, ci pentru unii s-au oprit la filme romantice și nu înțelegi de ce te-au prins filmele romantice.
Și dacă cumva îți argumentezi faptul că sunt doar filme romantice, nu există nicio scenă aiurea, e ok, cum îți... Dar încă nu ți-ai dat seama că ești prins. Ești prins. Ai început să citești anumite tipuri de cărți, ai început să citești anumite tipuri de site-uri și nu înțelegi unde e problema. Simți că ești prins de ceva și nu știi de ce. Și vine cuvântul Domnului și spune în felul următor: problema voastră este că eu v-am spus să nu vă fie frică și voi ați lăsat ca frica să stăpânească peste voi. Și în momentul acela, mintea explodează și stai un pic, Doamne, dar ăștia și-au pus stâlpul Astartei, se închinau Astartei, ăștia și-au pus altare, se închinau și problema ta, Doamne, e că ei le-au fost frică de Dumnezei celorlalte. Deci pentru asta e acustul, Doamne? Nici măcar nu-ți dai seama care este rădăcina lucrului care te-a prins. Pentru că problema noastră e că de foarte multe ori ne uităm la lucruri care s-au întâmplat în viața noastră, la problema mare. Și tot o tăiem, dar o tăiem din tulpină. Și peste o săptămână înapoi și crește înapoi. Și peste o lună înapoi și suntem înapoi unde am fost. Și Dumnezeu spune, tu trebuie să-ți cauți rădăcina problemei. Și Dumnezeu se uită la ei și spune, rădăcina problemei. Problema voastră nu-i închinarea idolată, problema voastră este că voi ați ajuns să vă temeți de Dumnezeii amoriților, de Dumnezeii în a căror țară voi locuiți. Eu v-am spus să nu vă temeți și voi n-ați ascultat și ați început să vă temeți de ei. Asta e sursa problemei voastre. Vreau să vă spun că dacă ești prins de ceva, și când spun că ești prins de ceva, nu mă refer nici măcar la ideea că e o chestie ultra păcătoasă. Poți să fii prins de filme care par să fie în regulă, de cărți care par să fie în regulă. Poți să fii prins de... Sunt oameni care sunt prinși de mâncare, sunt oameni care sunt prinși de dulciuri, sunt oameni care sunt prinși de lucruri care în aparență, că dacă aș spune că sprijini de droguri, a zice, ok, ăla-i păcat. Dar sunt oameni în bisericile noastre și diavolul, încă o dată, diavolul pentru fiecare vine după nivelul la care îi persoana respectivă în momentul acela. Și dacă te prinde cu mâncare, că acolo te-a găsit vulnerabil, acolo te-a prins. Dacă te prinde cu altceva, îi ești acolo și te-a prins acolo. Ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi e să ne ducem la cel care e singurul care poate să restaureze. Să te duci la cel care poate să te restaureze. Să spui, Doamne, am o problemă, îți prins de chestia asta și habar nu am de ce sunt prins de treaba asta. Te rog frumos să îmi etichetez problema și să-mi spui din ce cauză, pentru că vreau să scap de asta. Te rog frumos să mă eliberezi. Și Duhul lui Dumnezeu, care e un gentleman, o să-L auzi vorbindu-ți și la un moment dat îți va spune un cuvânt sau două, trei și îți va spune unde ți-e problema. Și când îți va eticheta problema, în momentul acela o să începi să vezi și să începi să curățești tot ceea ce e acolo în tine și o să fii liber. Știi ce se întâmplă în momentul în care se produce restaurarea, curățirea aceea? Dintr-o dată începe să apară ceva ce probabil unora a început să le lipsească. Și anume, Dumnezeu restaurează dorința după prezența Lui. Sunt unii, dragii mei, care sunt așa de prăfuiți de problemele vieții acesteia, încât nu mai au dorință după prezența Lui Dumnezeu. Vin la biserică, vin duminica la biserică, vin la întâlnire de tineri, se duc la grupuri, se duc la tot ce trebuie pentru că e un automatism, s-au învățat să facă lucrul acesta, dar în interiorul lor nu mai există dorință pentru așa ceva. Nu mai există dorință după prezența lui Dumnezeu, nu mai există dorință după căutarea prezenței lui Dumnezeu.
Te duci într-un automatism pe care îl ai deja. În momentul în care Dumnezeu restaurează ființa noastră, în momentul acela, unul dintre lucrurile care pornesc în viață atunci este restaurarea dorințelor. Dorințelor după Dumnezeu. Un proverb francez spunea așa de interesant, că o masă bună începe cu... Cine știe? O masă bună începe cu o foame bună. Că în momentul când există foame acolo, altfel vezi mâncarea și altfel te bucuri de mâncare. Și, dragii mei, noi avem nevoie ca Dumnezeu să stârnească în noi foamea după Dumnezeu. Și dacă nu mă credeți, dragii mei, ne uităm în Predica de pe Munte și în Predica de pe Munte, în Matei 5 cu 6, Domnul Iisus Hristos spune felul următor: ferice de cei sau binecuvântați sunt cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Îți binecuvântați, spune Scriptura, cei care sunt însetați și flămânzi după Hristos, după neprihănire. De aceea trebuie să se strânească în noi foamea după Dumnezeu. Foamea după Dumnezeu. Nu după ritualuri, nu după bifarea unor lucruri care să ne facă să arătăm bine în fața celorlalți, ci foamea după prezența lui Dumnezeu. Ce v-am zis, să nu vă temeți și voi v-ați temut. Și imaginea următoare este cu Ungerul Domnului și sunt teologi care spun că discutăm despre o cristofanie aici și apare Îngerul Domnului care se așează sub tejarul din Ofra și se apropie Îngerul Domnului și acolo era Gedeon care făcea ceea ce știa el cel mai bine să facă în momentul acela, bătea grâul în teasc, grâul în primul rând că nu se bate în teasc, e altă discuție, numai că știi ce se întâmplă în momentul acela în care ești apăsat și nu mai asculți de Dumnezeu, ajungi să faci lucruri cum nu trebuie să fie făcute. Și începe Gedeon, bate grâul în teasc, să se grăbească repede, să-l strângă, să se ducă în munți cu el, să se ascundă de Madian și de fiii răsăritului și vine Dumnezeu la el și e așa de fain, Domnul, e așa de fain, se așează liniștit de acolo, Domnul, și zice: Domnul este cu tine, viteazule. În momentul acela parcă și vezi pe Gedeon uitându-se, cu cine vorbește oare ăsta? Cu mine? Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian? Unde este Domnul în generația noastră? Vrea să întrebe Gedeon. A fost mare Domnul în generația părinților noștri, am auzit. Dar noi? Pe noi ne-a lăsat în pace Dumnezeu. Noi suntem sub mâna lui Madian. Unde e Domnul în generația noastră? Așa să vă spun, dragii mei, în această seară, că Dumnezeu lucrează în fiecare generație și are nevoie de oameni care să se ridice și să se lase restaurați de El. Îmi aduc aminte crescând și predicând că am tot început să dau exemple din întâmplările pe care ajuns să le dai ca și predicator. Și multe dintre întâmplările pe care le dădeam era că în anul nu știu care, în statul nu știu care american, s-a întâmplat nu știu ce. Și cum a lucrat Domnul prin America nu știu unde, și cum a lucrat Domnul prin America nu știu unde, și ce a făcut Domnul prin America pe nu știu unde, și ce a făcut Domnul prin China pe nu știu unde, și ce a făcut Domnul prin Corea pe nu știu unde, și la un moment dat m-am săturat. Și am zis: Doamne, vreau și eu aici. M-am străduit să tot spunem ce ai făcut nu știu când și nu știu unde. Doamne, vreau să putem să spunem ce faci aici, astăzi, acum, în generația în care tu ne-ai așezat aici. Și a pornit Domnul foame după El. S-a început Domnul să ne ducă prin tot felul de lucruri. S-a început să se întâmple.
Și am început să ne trezim că predicăm și la un moment dat este exemple din exemple din exemple din tot ceea ce se întâmplă, ce se întâmplă în mijlocul nostru, pentru că Dumnezeu este Cel care restaurează. Pentru că Dumnezeu este Cel care face să fii flămând și însetat după prezența Lui. Și Gedeon pune întrebarea logică, Doamne, unde-i? Unde-i Domnul? L-am văzut în generația de dinainte. Unde-i Domnul în generația noastră? Și să știi că Domnul nu se supără dacă pui astfel de întrebări, dar măcar pune-le odată. Măcar pune astfel de întrebări, stai în prezența Domnului și spune, Doamne, vreau aici și acum. Și Domnul s-a uitat la el. Și un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem în tot procesul restaurării este că în momentul când Dumnezeu a pus mâna pe tine, chiar dacă ești murdar, chiar dacă încep lucrurile să se curățească și ești în procesul de curățire, tu ai acolo o putere pe care Dumnezeu ți-o dă. Știu că mulți dintre noi așteptăm acea putere extraordinară, așteptăm ca să se întâmple vreun semn în cer să se întâmple. Și vine Dumnezeu în acest context al minunilor și a semnelor care se întâmplă, dar vine Dumnezeu la Madian și nu-i dă o astfel de putere extraordinară, ci spune în felul următor, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Ești în mâna mea, spune Dumnezeu, și pentru că ești în mâna mea, ai putere și puterea asta pe care o ai, du-te cu ea înainte. Unii dragii mei, așteptăm semne în cer să se întâmple și să vină peste noi nu știu ce și acel nu știu ce să ne facă să ne ducem înainte. Dumnezeu stă și se uită și spune, nu, pe oamenii pe care restaurez, sunt oamenii care trebuie să se ridice și să meargă înainte cu puterea pe care o au. E total împotriva ceea ce spune vrășmașul, pentru că diavolul îți va spune întotdeauna că tu n-ai putere. Diavolul îți va spune că ești prea mic, ești prea neînsemnat, ești prea slab, ești prea păcătos. Ești prea sărac sau prea bogat, ești cu prea puține sau cu prea multe. Că ceva totuși îți lipsește și nu are rost să te duci înainte, pentru că ar mai trebui Dumnezeu să-ți mai dea încă ceva și încă ceva și încă ceva și numai atunci te poți ridica să te duci în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la tine și spune, știi ce? Când ești în mâna mea, când începe procesul de restaurare, în momentul acela, puterea aceea pe care o ai, cu puterea aceea, du-te înainte, pentru că eu te trimit. Acolo la locul de muncă, acolo în liceu, acolo în facultate, acolo de Dumnezeu te-a așezat. Dumnezeu te trimite să te duci cu puterea pe care o ai. Unul dintre elementele care se întâmplă în acest proces al restaurării este să înțelegi că Dumnezeu ți-a dat putere și că ai putere. Diavolul va continua să spună în mod constant că nu ai, că nu poți, să nu cumva să niști ceva. Și Dumnezeu în mod constant îți spune, du-te cu puterea pe care o ai. Doamne, dar nu știu dacă să mă duc acolo, pentru că, știi, du-te cu puterea pe care o ai. Te trimit eu. Du-te cu puterea pe care o ai. Continuă discuțiile. Gedeon își dă seama că stă în prezența Îngerului Domnului, că stă în prezența Domnului și pleacă. Dar după ce pleacă, acolo se întâmplă ceva. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta, pentru că este unul dintre elementele esențiale ale restaurării. Deci în aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra, să zidești apoi să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei altarul al doilea, să-l aduci ca ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care le vei tăia. M-aș vrea să mă ascultați, pentru că acest punct este punctul esențial în tot procesul de restaurare. E foarte fain când Dumnezeu îți etichetează problema.
E foarte fain când Dumnezeu vine la tine și spune, du-te cu puterea pe care o ai. Sunt foarte fain toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le face cu cel pe care restaurează. Dar este momentul în care trebuie să faci ceva care ține de o adâncime spirituală specială. Și acel ceva este distrugerea altarelor care sunt deja construite în ființa ta sau în familia ta. Cu alte cuvinte, în momentul în care Dumnezeu începe să eticheteze, tu nu trebuie să te mulțumești cu faptul că ai fost etichetat corect și ți s-a etichetat corect problema, ci pasul următor pe care trebuie să-l faci este pasul pe care noi astăzi îl numim și unii reacționează prost când le spui lucrul acesta, este pasul pocăinței. Indiferent ce face Dumnezeu cu tine, dacă tu nu treci prin acel pas al pocăinței, puterea lui Dumnezeu nu se poate manifesta până în capăt prin tine și să te folosească până în capăt pe tine. Trebuie să existe un moment esențial al pocăinței adânci în ființa noastră. Duhul Sfânt vine și etichetează, dar după ce ai fost etichetat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să te duci cu ființa ta în prezența Lui și să începi procesul de pocăință. Și ce face aici Dumnezeu? E că îl învață, îl ghidează pe Gedeon în tot ceea ce trebuie să facă. Deci te duci acolo și e foarte interesant că oamenii aceștia, dragii mei, oamenii aceștia lui Dumnezeu care îl iubeau pe Dumnezeu, au ajuns pe înălțim să pună un altar închinat lui Baal și să pună un stâlp închinat Astartei și se închine acolo. N-am să vă spun ce formă avea acest stâlp al Astartei, pentru că este absolut, absolut mizerabil. Este greu să concep că copiii lui Dumnezeu, copiii lui Israel, au fost în stare să-și construiască un astfel de stâlp și să se închine unei astfel de imagini. Este absolut înfiorător, dragii mei. Atât de tare ajunge păcatul la un moment dat în viața celui care nu veghează și care nu se lasă restaurat, că face lucruri de neimaginat pentru alții din jur. Și vede Dumnezeu și spune, înainte ca să se producă eliberarea, trebuie să se producă curățirea. Trebuie să treci pe la Ligian dacă e să intrăm în cortul întâlnirii. Trebuie să treci și să se producă curățirea. Și problema, dragii mei, este că întotdeauna curățirea aceasta are de-a face cu lucrurile pe care pur și simplu ajungem să le iubim în viața noastră. Dumnezeu nu-i cere lui Gedeon, erau foarte multe altare în Israel, dar e foarte interesant că Dumnezeu nu-i cere lui Gedeon să se ducă în satul vecin, nici în ținutul celălalt, ci îi spune să se ducă acolo la el în localitate, la altarul pe care tatălui, dragului tată, l-a ridicat în cinstea lui Baal. Te rog frumos să mă înțelegi. Dacă vrei să fii restaurat de Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu începe să eticheteze și să-ți vorbească, tu trebuie să faci pasul următor și să te apropii de acele lucruri care au ajuns să-ți fie dragi. Dragi, când nu te vede nimeni, când nu te aude nimeni, când nu te știe nimeni, când ești doar tu, când nici măcar părinții tăi nu știu nimic, când nimeni din jurul tău nu știe nimic, când ești numai tu, tu ai acolo niște lucruri care sunt dragi ție, sunt dragi și nu țin de împărăția lui Dumnezeu. Și poate că le-ai considerat că sunt la limită și Dumnezeu se uită la tine și spune, e momentul ca să faci curățire în viața ta. Dacă vrei să se producă restaurarea totală, dacă vrei să poți să fii total folosit de Dumnezeu, este momentul să se producă curățirea totală acolo. Și trebuie să poți să intri la lucrurile acelea care sunt dragi și să începi să le dărâm. Și știți cum se produce dărâmarea? Pentru că dărâmarea aceasta se produce în câțiva pași. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să începi să vorbești cu Domnul ca și cu un prieten și să începi să ți le mărturisești Domnului așa cum le mărturisești unui prieten. Și acest proces al curățirii l-aș exemplifica în felul următor. Să poți să stai în fiecare seară înainte să te culci în prezența Domnului și să începi să-i spui, Doamne, te rog frumos să mă ierți, dar nu cumva să te pună cineva să zici Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele mele, că să știi că nu funcționează. Vei rămâne la fel de murdar și la fel de încărcat.
Pentru că Dumnezeu știe ce ai făcut și tu știi ce ai făcut. E ca și când ai încerca într-un mod foarte creștinesc să-ți ascunzi păcatele în prezența lui Dumnezeu și asta nu se poate. Când stai în prezența lui Dumnezeu și te deschizi înaintea lui, începe să-i spui: Doamne, te rog frumos să mă ierți că am vorbit-o de rău pe X. Doamne, te rog frumos să mă ierți că am judecat pe Y. Doamne, te rog frumos să mă ierți că astăzi am lăsat gândurile mele să zboare și am ajuns să poftesc în inima mea pe... Doamne, te rog frumos să mă ierți pentru că astăzi am făcut și să încerci să spui exact ce ai făcut. Nu pentru că tu nu știi, nu pentru că Dumnezeu nu știe, dar este momentul acela în care e ca și cu mizeria din casă. Tu te uiți la mizerie și tu nu zici: oh, eu știu că e mizeria aici, o las aici. Nici cu dintre noi nu face treaba asta. Te duci la mizerie, știi că e acolo și începi să o strângi. O vezi, știi că e mizeria din casă, o strângi și o arunci. Așa se întâmplă curățirea în prezența lui Dumnezeu. Te duci, știi mizeria, Dumnezeu știe mizeria, dar tu trebuie să o recunoști mizeria. Te duci acolo și spui: am făcut asta, trebuie să mă ierți, am făcut asta, trebuie să mă ierți. Știi ce se va întâmpla după ce ai trecut prin procesul ăsta? O să simți că poverile încep să cadă. Și o să începi să auzi din nou vocea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci în procesul acesta de dărâmare a întăriturilor, a altarilor închinate lui Baal, după ce ți-ai cerut iertare, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să începi să înveți să ierți. Și mulți dintre noi, dragii mei, n-am învățat să iertăm, am trecut cu tineri prin zeci și sute de procese de genul acesta de iertare. Și șocul meu este de fiecare dată când întreb, și mă uit, e clar că n-ai iertat și îi spun: trebuie să ierți. Se uită la mine și spune: am iertat. Și m-am învățat să pun întrebarea: cum ai iertat? Și mă uit la se face pauză. Păi cum am iertat? Păi zic, spune-mi exact procesul prin care ai trecut ca să ierți persoana respectivă. Păi și nu mă mai gândesc la persoana aia. O, serios. Asta înseamnă că ai iertat? Nu funcționează absolut deloc. Păi am zis: Doamne, iert pe toți cei care... Zic, nu funcționează nici așa. Atunci când stai seara în prezența lui Dumnezeu, trebuie să poți să iei pe cei care ți-au greșit în ziua respectivă și să spui: Doamne Iisuse, îl iert pe... O iert pe... Pentru că astăzi mi-a zis așa și așa și m-a făcut să mă simt respinsă. Și m-a făcut să mă simt judecată. Și m-a făcut să mă simt respins. Și m-a făcut să mă simt neînțeles. Și m-a făcut să... Și ăla e momentul în care se produce curățire, înseamnă curățire. Noi confundăm curățirea, dragii mei, cu niște formule pe care le aruncăm. Doamne, te rog să mă ierți pentru toate păcatele mele. Doamne, iert pe toți cei care mi-au greșit în viața mea. Amin. Nu funcționează. Nu funcționează. Trebuie să iei bucată cu bucată. Eu spus lui Dumnezeu, dragii mei, la milimetru lui Gedeon ce trebuie să fac la milimetru, ce te duci acolo, răstori. Citiți cu atenție textul încă o dată. Nu-i dat o direcție mare, du-te și rezolvă cu altarul ăla. Nu. Te duci, faci cu tare ei, vițelul, faci cu tare ei, stâlpul, îl tai, pui vițelul acolo, faci focul, pui lemnele din stâlp, faci cu tare și cu tare lucruri. Detaliu după detaliu după detaliu. Dumnezeu se uită la noi și vrei să te restaurezi, trebuie să intri și să faci curățirea și să lași să se producă curățirea în adâncul ființei tale, în adâncul ființei tale. Și am să închei cu ultimul punct din restaurare. Ultimul lucru care se întâmplă după ce s-a produs curățirea este, le spune Scriptura în versetul 34, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Ne spune Scriptura că atunci când ceva pleacă din ființa noastră, altceva trebuie să stăpânească acolo. Dacă vrei să se producă restaurarea, restaurare înseamnă curățire, 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 curățire. Identificare, curățire, identificare, curățire și apoi umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul când Duhul lui Dumnezeu intră într-un vas care este curățit, în momentul acela încep să se întâmple minunile.
În momentul acela puterea începe să se desfășoare acolo. Dumnezeu începe să te folosească și tu te poți lăsa folosit de Dumnezeu. Dintr-o dată începi să auzi glasul lui Dumnezeu care te trimite într-o parte și într-alta. Știi ce ai de făcut, îți primești călăuzirea și te duci în direcția pe care Dumnezeu o are pentru tine. Vreau să plecăm capul așa cum stă fiecare dintre noi. Dacă ai ceva să spui Domnului în momentele acestea, aș vrea să te invit să nu aștept să pleci acasă. Sunt momente în viață în care Dumnezeu îți vorbește și e momentul să răspunzi. Nu aș putea să ajungi acasă și să îți faci timp, pentru că diavolul va avea grijă să-ți fure timpul, să nu mai ai vreme pentru nimic. Asta e momentul tău. Tu știi ce poveri duci. Tu știi ce răni sunt peste tine. Tu știi când a fost ultima dată când ai putut să spui că ești opera lui Dumnezeu și că ești o făptură minunată. Tu știi care sunt greutățile care sunt peste tine. Tu știi care sunt păcatele cu care te confrunți. Vreau să spun în seara aceasta că e momentul restaurării și că Dumnezeu vrea să te restaureze. Ești opera Lui de artă. Și dacă greutățile prin care treci acum ți se par că n-au logică, e datorită faptului că ești opera de artă și ai fost luat în mâna Lui Dumnezeu și Dumnezeu începe să se ocupe de tine. Cere Domnului să-ți identifice problema. Dacă ți-ai identificat-o deja și eu știu unde e problema, începe să-i mărturisești Domnului și nu aștepta să pleci acasă, începe să-i mărturisești acum. Spune care e lucrul acela sau lucrurile acelea și spune-le pe nume. Dacă sunt persoane care te-au rănit, te rog în aceste momente să le aduci înaintea Domnului și spune exact ce ți-au făcut și rostește iert în numele Lui Iisus Hristos peste fiecare lucru pe care ți l-au făcut. Peste fiecare lucru care ți s-a întâmplat, rostește iert în numele Lui Iisus Hristos pentru că tu ai fost iertat de Iisus Hristos. Apoi cere în seara asta Domnului să restaureze foamea și setea după El. Să restaureze dorința după prezența Lui. Doamne Iisuse, binecuvintez numele Tău și laud numele Tău în mijlocul nostru. Îți mulțumesc frumos pentru prezența Ta aici, Doamne. Îți mulțumesc frumos că ne iubești atât de mult, Doamne, încât nu poți să ne vezi așa cum am ajuns. De aceea ne iei la mână, pentru că ne iubești, Doamne. Și încep să ne cureți, Doamne, și încep să dai la o parte tot ceea ce vrășmașul, tot ceea ce lumea a început să așeze peste noi. Îți mulțumesc frumos că suntem în mâinile Tale de Tată și că procesul acesta al restaurării este un proces care se întâmplă în mâna Ta. Că nu ne dai pe mâna cuiva, ci suntem în mâna Ta, Doamne. Doamne, te rog frumos să lași peste biserica Ta ca sângele Tău să curățească. Și te rog, Duhule Sfânt, să treci pe la fiecare inimă seara aceasta. Și te rog frumos să etichetezi, te rog frumos în baza cuvântului Tău să scoți la lumină lucrurile adânci și ascunse, pentru că la Tine locuiește lumina. Adu-le, te rog frumos, la lumină, adu-le la suprafață. Te rog frumos, identifică-le în viețile noastre. Te rog, șoptește în adâncul ființei noastre. Și te rog frumos în această seară pentru iertare, Doamne. Te rog frumos să asculți rugăciunile care se înalță în prezența Ta și te rog frumos să curățești. Te rog să lași sângele Tău să curățească. Te rog frumos pentru o generație care știe să trăiască
lângă crucea ta, Doamne. O generație care știe să fie flămândă după neprihănire. Te rog frumos pentru o generație, Doamne Iisuse, la care se-i pornește această dorință după Tine, Doamne. Te rog, stârnește dorința aceasta după cer în fiecare dintre noi. Și fă, Doamne Iisuse, din generația aceasta o generație în care Tu să cobori cu prezența Ta și cu mare putere, Doamne. O generație curată, Doamne. O generație care caută prezența Ta. O generație care se știe iubită și înțelege că este iubită de Împăratul Împăraților și Regele Regilor. O generație care crede cuvântul Tău și nu crede minciunile celui rău. O generație care știe că stă în prezența Ta și iubește prezența Ta. Coboară-Te, rog frumos, peste noi, Doamne. Restaurează în seara aceasta. Treci pe la fiecare dintre noi. Laud și binecuvintez numele Tău, pentru că ești singurul care poți să faci asta. Și numele Tău, Doamne Iisuse, să fie lăudat și binecuvântat, onorat și glorificat în mijlocul nostru, în vecii vecilor. Amin.